Bună seara! Înapoi la argument, îl are astăzi ca invitat pe domnul Liviu Ciulei, care mi-a spus adineori că acum câțiva ani se întâmpla să meargă pe stradă și era salutat din metru în metru, dar că de curând a remarcat că poate să meargă și câte 100 de metri. Și mult mai mult. Și mult mai mult și nu-l mai salută nimeni, nu-l mai recunoaște nimeni. Foarte rar așa. Pentru cei care nu-l mai țin minte pe Liviu Ciulei, emisiunea asta o să fie o bună reamintire a uneia dintre cele mai fascinante, extraordinare personalități pe care artele vizuale le-au avut în România. Aș fi vrut să ne facem emisiunea în felul următor. Așa cum pe vremuri exista o specie literară numită Oglinda a Prinților, în care cel care cunoaște și are un rang de putere, îi transmite celui care încă nu cunoaște și va ocupa rangul de putere ceea ce trebuie el să știe pe lumea asta ca să își păstreze puterea, dar în același timp și să-și păstreze sufletul, să nu și-l piardă păstrându-și puterea, mă gândeam că ar fi foarte nimerit să încercăm să răspundem la întrebarea ce trebuie să știe un om care a putut ilustra la vârf regia de teatru, da, regia de film, scenografia de teatru, actoria și, cumva aflându-se subteran ca ceva care hrănește toate aceste realizări, arhitectura, pentru că de profesie sunteți arhitect. Da. În prezentarea standard pe care o aveți în enciclopedie se spune că a studiat arhitectura, da, și simultan teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București. Da. Și că ați debutat și ca actor... Artă dramatică, da, muzică, și, da. Și artă dramatică din București. Muzică și artă dramatică se chema. Ați debutat ca actor în 46. În 45 am debutat ca actor. Să corectăm enciclopediile. Da. Aici scrie că în 46 în rolul lui Puc, nu, din Visul unei nopți de vară. Nu, am debutat înainte la Teatru Mic, care era în blocul care a fost cofetăria Nestor, care s-a prăbușit la cutremur. Și acolo era un teatru și am debutat într-o piesă care se chema Încătușare, de Animal Kingdom, mi se pare că era titlul englez, de Barry. Și, Animal Kingdom, da, regatul fiarelor. Da, da, animalelor, da, da. Și am mai jucat într-o piesă SOS atunci tot acolo și porma a treia piesă a fost, eram încă la Conservator când s-a întâmplat asta în 45, că în 46 ați absolvit. Am absolvit, n-am primit carnet de absolvire pentru că n-am făcut mișcare scenică. Adică era un fel de exercițiu care, gimnastică, făceai, era o profesoară, Penescu Liciu se numea. Și n-am făcut, pentru că fugeam de la o facultate la alta, făcând și arhitectura, și n-aveam timp să fac și asta. Și atunci n-am primit diploma și, porma, am reușit să demonstrez, când am plecat în America, am găsit o cronică a lui Comarnescu din 46 din ziarul Timpul la National Library și acolo am găsit cronica asta în care ar comenta faptul că am debutat și foarte laudativ cu moartea lui Danton, care, în mod ciudat, am găsit-o la un anticar și într-un volum mic de aceea de reclam, ediția reclamă, aceea scrisă galbă, încă în litere gotice. Și când am citit, am zis, asta este un geniu, Büchner. Cine este? Că nu se știa în țară cine e Büchner.
Nu se... Chiar când am jucat Danton, un cronicar care nu vreau să-i spun numele pentru că e prea odios, a scris, dar cine o fi neamțul acesta? Care știți că a scris numai trei piese Marta lui Danton, Wojciech și Leon și Lena. Pe toate trei le-ați spus? Pe toate trei le-am pus, dar am pus și opera Wojciech, scrisă de Alban Berg, care se cheamă Wojciech și nu Wojciech, pentru că el a primit un manuscris cu... sau omis Y-ul. Cu o greșeală. Da. Se pare că el era tatăl său era doctor și primea corespondență cu doctorul care l-a consultat pe Wojciech, pe adevăratul Wojciech, care a fost executat la Berlin, a fost ultima execuție publică în Germania și l-a consultat să vadă dacă e nebun sau dacă nu. Se pare că Büchner a citit notele trimise tatălui lui și așa s-a inspirat. Da. Spuneți-mi, cum ați ajuns să faceți actorie? Ciudat, nu știu de ce. Absolut nu știu de ce. Eram în baie și dădeam drumul la apă. Deja intraserăți la arhitectură? Nu. Nu. Eram pe 14-15 ani. Și spuneam monologuri în baie, dar mut. În minte? Da. Adică nu vorbeam tare ca să nu se audă. Sau atât de tare că dădeam drumul la apă să nu se audă. Da, să nu audă familia. Ce fel de monologuri? Din diverse monologuri, din piese le învățasem. Pe care le învățaseră pe din afară? Da, da. Dar mă strâmbam atât de tare încât făcusem o față de cauciuc, așa. Când am avut vreo 16 ani sau 17, sora mea 18, ne-a trimis mama la Marara Voiculescu, marea actriță, și pe motiv, mama mi-a încurajat toate talentele. Întâi vioara, muzica, vioara, și n-am avut niciun fel de talent și mâna stângă nu merge ca lumea și profesorul nu știa de teama și i-am chinuit vreo 7 ani de zile scârțâind. Ceea ce înseamnă că știți să cântați la vioară. Nu știu. Judec muzica, am pus operă multă în scenă, dar nu, mi-a fost și foarte greu să decifrez muzica. Trebuie o gândire matematică care nu am. Pe care o aveți însă pentru arhitectură. Da, cu totul altfel. Da, că de-aia tatăl meu a vrut să fac inginerie, să-i continui cariera și societatea, dar a făcut greșeala și m-a luat în Italia în 1939, puțin înainte de război, da? Și am vizitat acolo, am văzut și Scala di Milano și Opera di Roma și am vizitat Florența și toate frumusețile alea și am spus nu, ingineria, arhitectura. Și a fost de acord. Deci, între multele talente pe care le manifestaserăți... Desenam. Făceam și mici expoziții ca copil acasă între noi, așa. Desenam destul de mult. Nu foarte talentat, dar mergea. Și mama m-a trimis la Voiculeasc, la Marara Voiculescu, ca să ne învețe să vorbim frumos. Și atunci Marara Voiculescu ne-a spus, dar știi să spui ceva, o poezie, ceva? Nu știu. Nebuna de Coșbuc. Și am spus, nu mai știu cum e poezia, ne-a spus Nebuna de Coșbuc și atunci am avut prima critică în viața mea. După o pauză lungă, Marara Voiculescu a zis, fiule, e oribil. Te strâmbi, ești țimesc, ca o maimuță. Dar fiecare vorbă. Și ce a făcut?
a spus, bine, te vindecăm de asta. Și m-a legat cu, îmi punea plasturi pe față și un an de zile am lucrat cu plasture ca să-mi liniștesc fața. Dar deja v-ați luat în serios ca actor. Eu înseamnă. Probabil că da, că lucram, dar... Și pe urmă am intrat... Ca să liniștiți fața de cauciuc pe care ați dezvoltat-o în, în monologurile din baie. Și, dar e interesant că asta a fost prima clinică pe care am avut-o. Puiul e oribil. E oribil. Trebuie să aplicăm plasture de liniștire a feței. Așa, pe urmă, în institut, fugeam de la, făceam și arhitectura și fugeam de la una la alta, de la universitate, dar am avut ocazia să lucrez cu marea profesoară Alice Voinescu, care făcea istoria dramaturgiei extraordinară, personalitate. Cred că era prima absolventă de la Sorbona din țară, de aici. Da. O citați aici cu, cu o frază. Eroul este la Hamlet. Este... Eroul este cel care își asumă sarcina restabilirii ordinii. Da, da. Care este fantastică. Frate. Foarte impresionant. Da. Ăsta este eroul, în mod clar. Da, da. Și de-aia suferă în mod necesar. Da. Pentru că restabilirea ordinii într-o lume a dezordinii implică un enorm sacrificiu și suferință. Da, da. Formidabilă vorba. Era o profesoară extraordinară. Și... continuam arhitectura, nu? Dar în anul 1945, imediat după război, eram încă în anul 2 de conservator, a fost examenul de fine de an. Cred că era iunie sau așa ceva. Între și... timp terminaserăți arhitectura? Nu, nu. Erați încă? Da, arhitectura am terminat-o mult mai târziu, în 49. Tot amânam proiectele, lucram deja în teatru din 46, dar am vrut să termin arhitectura și am terminat-o. Și cu, desenând un teatru pentru tineret și copii, diploma mea. Asta a fost diploma de absolvire. Da, da. Deci la sfârșitul anului. Care o făcusem în stil modern și am trebuit să o schimb în Renaștere, că era o... altfel nu mi-ar fi fost aprobată pe vremea aia, când nu se mai putea face arhitectura modernă. Deci... La finele anului 2, la finele examenul anului de absolvire. 2, da, examenul de sfârșit de an se întâmpla într-o clasă mică, da, cu un mic podium în clasă și... Examenul era închis, era numai comisia la o masă lungă, monștrii sacri ai teatrului românesc, era Victor Ion Popa, Maria Filoti, Storin, Jora... Care era rector. Era rector și am... m-am suit pe mica estradă și am anunțat... Henric al IV-lea, Pirandello, monolog. Și în clipa aia s-a deschis și a intrat tata. Care nu era anunțat. Care nu... Eu, care nu știam că știe că sunt la facultatea de... la conservator. Și sigur că a cerut voie să asiste, comisia a zâmbit așa și... că a venit bogătașul să-și vadă progenitura. Și a luat un scaun tonet, s-a așezat în spatele comisiei cu umbrela și pălăria în mână, umbrela pe braț și eu am avut un moment de întuneric. Cred că a durat un minut, jumate, două, nu știu, foarte enorm. Lung. Da. Porma mi-a spus că trebuie și am spus monologul și am avut, cred că a fost cea mai bună producție artistică din viața mea. Am luat 10 pe tot frontul. Tata a mulțumit, a venit acasă.
Acasă mâncam ora de prânz, două, pe o masă mai lungă decât asta, cu acoperită numai pe jumătate, și eram eu, tata, mama și sora mea. În pozițiile astea, da? Da. Și se mânca, mâncam foarte simplu, primul fel a fost supă cu teiței și nu s-a scos nicio vorbă, s-a auzit numai lingurile câteodată. Felul 2 nu mai țin minte, felul 3 compot de mere cu vanilie. Și țin minte că numesc povestea asta, povestea compotului de mere, și după o foarte lungă pauză, tata în sfârșit a deschis subiectul și a spus: eu cred că treaba asta cu teatru, pauză interminabilă, și pe urmă a venit verdictul, e serios. Bine, construiesc un teatru. Pentru dumneavoastră. Da. Și peste un an de zile s-a deschis Teatru Odeon cu două săli. Cel de astăzi. De astăzi se cheamă Notara. Teatru Notara, da? Cu sala mare de 500 de locuri și sala mică de vreo, nu știu, 200 sau așa. Și e un teatru construit pentru dumneavoastră. Da. În care am debutat, tata a preluat conducerea teatrului pentru un an de zile și am jucat în Puc, în regia lui Shahighian, Visul unei nopți de vară. Cu un mare actor, era Calboreanu, Bălțățeanu, pe scenă, Ramadan și alții. Și anul următor am pus, tot atunci am pus prima piesă în scenă și am făcut decorurile, deci am început și ca decorator. Pe care o avem deja aici? Da. Este vorba de Strange. De Strange. Era o piesă ciudată, scrisă de Markovici, care e în poza în carte, și dar care, nu știu de ce, s-a sinucis mai târziu în pădurea Băneasa. El. Și a fost și primul meu decor, puțin expresionist, așa făcusem. Numai singura schiță care o mai am eu, schiță. De această piesă, da, unde ați asigurat regia, scenografia și costumele. Da, da. Și pe urmă am jucat cu, în regia lui Sava, Ion Sava, cu care mai luasem câteva lecții de regie. Vreo 15 lecții de regie mi-a dat Sava. Care a murit foarte timpuriu, la 47 de ani. Da. Era în repetiție aici, în Golden Boy, Băiatul de Aur, pe care am și tradus-o, am făcut și scenografia și cu mare actor, ca Bălțățeanu, ca Tomazov, nu? Sava, din păcate, a murit imediat după aia. Sora mea mai lucra cu el, a fost actriță la Național. A jucat în rolul, în Hecate, vrăjitoarea, șefa vrăjitoarei, mare, celebrului spectacol cu Macbeth cu măști, care a făcut-o Sava, și a mai jucat într-o piesă pusă de Camil Petrescu și pusă chiar de Camil Petrescu în scenă. Și pe urmă a murit sora mea dintr-o naștere. Asta l-a durut foarte tare pe tata. Cred că l-a și consumat treaba asta. Și s-a prăpădit și el. S-a prăpădit după vreo un an. Vreți să le evocați puțin pe tatăl dumneavoastră? Ce era omul care își putea permite să-i ofere fiului lui un teatru, da, atunci când observa că chestia asta cu teatru, da, e serioasă? Da. Cred că a fost un om destul de extraordinar. A construit, un mare constructor în țară. El și cu... erau 3-4 constructori mari pe vremea lui în țară. Era... Mai țin minte pe Emil Prager. Emil Prager era unul. Ioanovici. Dar el a
construit destul de mult și în țară și în București. A construit... Mi-a spus de Biserica Elefterie. Biserica Elefterie. De Mănăstirea Cașin. Mănăstirea Cașin. Facultatea de Agronomie. Facultatea de Agronomie. Și Banca Națională, Clădirea Banca Nouă. Unde am făcut și o practică. Și... Porma a construit antrepozitele de tramvaie din București, bineînțeles, teatrele astea. Teatrul Notara. Teatrul Odon. Da, acum Notara și tot blocul respectiv. A construit și halele tot cu pragăr și am făcut și o practică acolo care acum se fac... s-au transformat, era în timpul războiului și se intenționa să se facă, să se mute fabrica de avioane IAR acolo, dar până a devenit la Mioveni fabrică de mașini, de automobile. Asta e la Pitești. Da, da. Și a făcut hangarele de la două hangare la aeroportul Băneasa, a construit enorm de mult enorm în țară și căi ferate, linia Turda Cluj și... Deci, numele tatălui dumneavoastră într-o grafie care e diferită de a dumneavoastră, scris Ciulei cu doi de L și da, cu Y la urmă. Da, nu știu, cred că străbunicul meu a scris așa. Dar pe anumite case din București pe care le-a construit dânsul, da, e numele arhitectului și dedesubt constructor Ciulei. Da. Scris Ciulei cu L, dublu L și cu Y. Și Y. Așa scălea el. Eu am văzut că în buletinul meu de naștere nu eram trecut așa și atunci am renunțat la prima scălitură, e tot așa cu L și așa apucasem. Dar până am revenit la formula asta simplă. De ce s-a prăpădit tata dumneavoastră? A murit de angina pectorală. Tânăr. 50. Și la timp că altfel făcea închisoare. De 56 de ani, da. 56. Și făcea închisoare pentru că întâmplător a fost și mason. Dar un alt mason faimos, Mihail Sadoveanu, era președintele Marii Adunări Naționale. Da, da. Nu știu, dar probabil că ar fi avut necazul. În orice caz, e mai bine că a murit și n-a văzut toată naționalizarea, că românii s-a luat absolut tot, și casa în care stăteam, care construită tot de tata, și absolut tot, și teatrele, și teatrele au rămas și până acum naționalizate, nu am primit nicio despăgubire. Nu? Nu. Ați cerut? O să cer ceva, da. Să cereți. Da. Și familia a avut de suferit, dumneavoastră, mama? Mama a fost arestată și a făcut vreo 5 luni numai închisoare pentru că a fost găsită cu niște, cum se numește, valută pe care le ascunsese. Și dumneavoastră? După ce am pus prima piesă în scenă, în 48... am trebuit fac regie, să mă prezint la examenul de atestat sindical. Sindical? Da. Nu profesional. Nu. Sindicatul artiștilor îți dădeau atestatul. Și era Nichi Atanasiu, fost legionar. Care prezida ca mare comunist această... comisie și m-a trântit și n-am putut să fac regie timp de 11 ani. Și atunci am avut însă voie să fac scenografie și ați putut juca? Și am putut să joc. Și în acea perioadă ați făcut? Și carnetul de arhitect l-am căpătat foarte târziu, 4 ani după ce îmi dădusem diploma. Adică în 53? Dacă în 49 ați luat diploma, în 53 da, ați căpătat atestat. 54. Da, da. Și ați construit, ați proiectat, aveți case? Da, acum.
am făcut proiect. După ce m-am lăsat de regie, că nu mai aud bine și de-aia nu mai pot să-i urmăresc pe actor ca lumea pe scenă. Și ultimul meu spectacol, în mod ciudat, a fost Henic al IV-lea. Primul a fost. Deci monologul din... Da. Care a arătat că treaba cu teatru e serios, era din Henic al IV-lea lui Pirandello, da? Și ultima piesă montată în 2005 a fost tot Henic al IV-lea. Da. În mod ciudat. S-a închis. S-a închis un ciclu. Și după ce v-ați lăsat de regie, ați am început să desenez o vilă. Și am recăpătat un mic teren la Sinaia și am proiectat o vilă acolo și e foarte frumos proiectul. L-am arătat și la diverse arhitecți și am fost reprimit, în făcut membru de onoare al Ordinului Arhitecților din București și membru al Ordinului Arhitecților pe țară, așa că pot să cu ștampilă pot să semnez proiecte. Comitetul Sindical al Arhitecților de astăzi v-au dat atestat. Da. În anii 50, ce ați reușit să faceți? Scenografiile pe care le prezentați, care sunt extraordinar de moderne. Am aici... Eram încă student la arhitectură și... În 48, la Teatrul Natura, în Notara, piesa Domino a lui Marcel Achard. Da, era directoare Dina Cocea. Da, știu minte că juca și Forie Eterle în spectacol. Este o viziune extrem de modernă. Când văd anul 48 și știu că în 48 regele deja abdicase și intraserăm clar pe mâna sovietică și deci comunistă. Nu. Încă se mai putea. Până când s-a mai putut? Ăștia sovietici au venit cam prin, cred că vreo 2 ani după. Nu, erau deja în țară. Da, dar consilierii sovietici. Influența asupra teatrului? Da, cred că au venit puțin mai târziu. În orice caz a venit un scenograf, un Covalenco, care, țin minte că am făcut o piesă, Deputatul de Baltica, cu Bota. A fost un film jucat cu marele actor rus care a jucat în Ivan cel Groaznic, Cercasov. Da. Și că am trebuit să fac 11 variante până să capăt ștampila ca să am dreptul să intru în atelier. Că mi le refuzau. Deci teatrul a continuat să fie relativ liber? Da. Încă 2 ani după 48? Da. Colectivul teatral Odon a fost desființat, noi am trecut la Teatru Bulandra, la Teatru Municipal, cum se chema pe vremea aceea. Dar... Care era în actuala clădirea teatrului. În actuala, da, la sediu, da. Și care încorpora, de fapt, sala de festivități a Școlii Centrale de Mai Fete. Mai târziu a căpătat școala Mai aceea, pe care am transformat-o eu în scenă arena, da. Deci sala de festivități a Școlii Centrale, când a intrat în componența teatrului, scena care era o scenă... Da, o mică scenă, era o scenă al italien, cum se cheamă, era o sală de festivități destul de interesantă, proiectată de Horia Creangă. Horia Creangă, da, și un Haralambie Georgescu au lucrat la ea, puțin inspirat dintr-un teatru din Malmö, Suedia... Sven Markelius. O inspirație. Da. Și pe ea ați transformat-o în... Am făcut-o întâi în sală, că se putea reîntoarce la sala al italien, la scena al italien, sau scena centrală cu publicul de jur împrejur. Și a avut un efect foarte destul de mare asupra regizorilor și asupra spectacolelor. Și eu am făcut acolo și Azilul de Noapte și Furtuna și Furtuna a 12-a noapte, Visul unei nopți de vară. Spectacole
cult pe vremea aceea. Da. Unde? Leon și Lena acolo? Nu, Leon și Lena a fost dincoace la, la sediu și Leon și Lena am pus-o și străinătate la... Și în Statele Unite. Da, la, și a fost primul, prima oară când Büchner a căpătat un, un spectacol profesional această piesă. Că se mai jucase... Moartea lui Danton se mai jucase... În Statele Unite? În Statele Unite. O cronică pe care ați cules-o aici a spunea cine este acest autor, Büchner? Da. Vine asta aici. Era, nu, era puțin cunoscut. Totuși, în Statele Unite mai mult decât aici. Dar, da, că se jucase la... În concentră se jucase Moartea lui Danton. Și... cred că opera s-a jucat. Da. O, da. Oricum am remarcat modernismul da. Scenografiei pe care ați propus-o da. Și am fost... am înlocuit pânza pictată cu arhitectură. Era cam verist decorul, dar era interesant. Și când ați reușit să reintrați în deplină posibilitate de a face ce doriți, adică dreptul de a regiza? Madame Boulandra mea, într-o bună zi am dat o piesă, ea mi-a spus că îmi scoate permisia să pun în scenă. Și așa m-am... Și ea v-a făcut... Da. V-a ținut în suspans că... Da. Care Madame Boulandra, care îmi spunea mereu ciulei, ciulei, qui trop embrasse mal étreint. Cine îmbrățișează prea mult, strânge prost, prea multe. Faceam de toate. Aluzie la faptul că faceți de toate. Da, și actorie, și scenografie, și... Da, vă ieșea foarte bine. Da. Și când ați revenit la regie, ce ați... Care este prima... piesă pe care ați montat-o? Omul care aduce ploaia. Omul care aduce ploaia. După aceea a fost cred că Zilul de Noapte și pe urmă Sfânta Ioana. Aș vrea să citesc o observație a dumneavoastră. Spune Mihail Lupu, cu care ați lucrat acest album, că la mijlocul anilor 50 a început un dezgheț al climatului politic și cultural românesc. În aceste circumstanțe, Liviu Ciulei a publicat în revista Teatrul din iunie 1956 eseul exploziv, articol cu valoare de manifest, intitulat Teatralizarea picturii de teatru. Și spuneți acolo, a teatraliza scenografia înseamnă a reda realitatea cu imagini specifice artei scenice. Nu arhitectura înghesuită și minimalizată pe o scenuță, nu clădiri sau peisaje reproduse cu efort inutil din carton, ci imagini scenice, poetico-dramatice, concretizate în decoruri. Ceea ce este valabil în latura convențional sugestivă a artei noastre fusese osândit și înlăturat pentru a fi înlocuit cu practica redării în tocmai a realității, deși se vorbea insistent pe plan teoretic despre necesitatea pătrunderii în esență și în semnificații. Teatrul față de alte arte este foarte generos în puterea lui de sugerare. Un amănunt, dacă este pus în valoare, ajută pe spectator să confabuleze și trimiterea în această lume imaginativă a spectatorului poate fi făcută cu precizie. Poate doar muzica lasă și mai multă libertate imaginației receptivului. În arta teatrului, dorința de a arăta totul creează tocmai o limită în posibilitatea spectatorului de a imagina. Sunt foarte frapante scenografiile dumneavoastră. Da. Pentru un om care nu a văzut cele mai multe din piesele care sunt aici prezentate esențial, propunerea noastră scenografică este extraordinar de pregnantă. Da. Și revin la începutul emisiunii noastre, când mă întrebam ce trebuie să știe un om când abordează o piesă de teatru, când vrea să o monteze. În tripla dumneavoastră sunt situații în care ați fost și regizor, da, și actor, și scenograf. Da. Și mă puteți ghida? Adică, am textul piesei. Da. Cu ceea ce știu eu despre autor, nu știu ce, o citesc. Da. Și acum intru în mintea dumneavoastră. Da. Ce se întâmplă? Eu cred
definiția mea de ce trebuie să faci ca să fii scenograf sau ca să fii regizor și chiar și ca actor este așa: întâi trebuie logică, în al doilea rând logică și în al treilea rând logică și în al patrulea rând, dacă ești, dacă asta este 99%, 1% talent, e bine. Dacă nu, ajunge și logica. Dar câteodată teatrul modern, și mai ales în Germania, acum că am luat o razna rău de tot și nu înțelegi logica punerii în scenă. Se implantează corpuri străine în spectacol. Când spuneți logică, da, îmi dați soluția, da, pentru dezvoltarea viziunii, da, după ce o capeți. Da. Dar cum capeți viziunea care este concretizată într-un spectacol cum este Sfânta Ioana, de exemplu? Da. Despre care spuneți că nu este primul meu decor care rupea total cu realismul. Da. Țin minte că am încercat să desenez decorul vreo 3 luni și n-am reușit și într-o noapte m-am sculat la 2 noaptea din pat, din somn, și am desenat decorul. Deci cum să vă spun de unde vine? Nu știu. Și ăsta a fost decorul. Să o luăm de la arta actorului. Da. Cum știți că aveți formula interpretării unui personaj? Sigur că trebuie să cunoaști toate antecedentele, adică să urmărești biografia și cel determină în momentul apariției pe scenă să fie așa și așa. Adică tot logică undeva. Să-l înțelegi ca existență, ca viață. Da. Dar redarea lui te ajută foarte mult dacă îi găsești un centru de atenție al personajului. Și lucrul ăsta îl știu foarte puțin la lume. Ce înseamnă un centru de atenție? Noi ca actori sau ca oameni ne putem muta centrul de atenție în diferite părți ale corpului. De pildă, eu joc un sanguin, un furios, îmi pun centrul de atenție în maxilare și atunci totul este așa, da? Sau joc un derutat, un naiv, atunci centrul de atenție se mută sub ploape. Sau joc un timid și atunci centrul de atenție îmi lasă în jos umerii. Adică centrul de atenție se mută în corpul omenesc, depinde de caracterul personajului. Și trebuie intuit la personaj unde este centrul lui de atenție. Și cred că e numai prin intuiție se poate. Nu cred că există o teorie. De fapt, eu n-am citit teoria asta nicăieri. Asta e un fel de descoperire. Și mi-a ajutat foarte mult în regie, explicând actorilor și ei urmărind și găsindu-și acest centru de atenție, realizând rolul. Asta e valabil și pentru viețile noastre, private, așa spunând. Da. Trebuie să cazi pe propria ta identitate. Da. Pentru că sunt situații în care, da, ca o fotografie care este blurată, da, oamenii, de fapt, nu sunt pe identitatea, da, lor. Ei își trăiesc viața, da, ani de zile. Cum este cazul lui Swan, din, da, În căutarea timpului pierdut, da, care descoperă că și-a pierdut 20 de ani din viață iubind o femeie care nu e genul lui. Poți să faci asta, da, să, da, nu fii pe identitatea ta. Da, da. Pe și, centru de atenție. Sigur, și multe lucruri pot fi, de pildă, pot fi fabricate pe scenă. Și erotismul se poate fabrica. Mâna poate să fie devină erotică. Sau poate să fie flască, sau poate să fie timidă, sau nervoasă, sau... Toate lucrurile astea trebuie, ca actor, trebuie să știi să le controlezi, nu? Și m-a ajutat foarte mult când lucram cu studenții la facultatea, la
New York University, Tisch School of the Arts, departamentul de, nu de începători, ci de avansați. De avansați, da. Graduate. M-a ajutat foarte mult dându-le aceste indicații. Da. Între rolurile pe care le-ați avut? Deci am lucrat, am făcut vreo 27 de spectacole cu studenți. Că făceam în fiecare an două sau chiar și trei spectacole. Și le-a ajutat foarte mult, pe mulți le-a ajutat foarte mult aceste lecții și pe foarte mulți îi văd acum staruri în diferite TV-uri. Ați evocat articolul lui Comarnescu despre rolul dumneavoastră în Danton. Da. Centrul de atenție al personajului Danton care este? Era în vintre, ca să spun așa, în pântec. În măruntaie. În măruntaie, da. Pentru că era tipul teluric și legat de pământ și... Cu o forță a pământului. Da, da. Și când l-ați jucat, l-ați identificat ca atare. Da, da. Și toată... Le explicam... De pildă, scrie în carte că am fost la un cronicar care a văzut azilul de noapte, că am fost arhitect și distanța dintre personaje este foarte importantă în spectacol, parcă tot spune atâta cât spun și vorbele. Și sigur că este. Și am să vă fac o mică demonstrație. Dacă astea sunt două personaje. Da. Înseamnă ceva, nu? Și asta înseamnă altceva. Clar. Și asta înseamnă altceva. Și asta înseamnă altceva. Și asta înseamnă altceva. Și asta înseamnă altceva. Adică distanța dintre personaje sau apropierea sau dacă două mâini inexpresive spun asta, atunci două corpuri animate de expresia textului pe care îl găsesc și de sentimente și de gândire îți spun mult mai mult. Dar e importantă și distanța. Acum sunt lovit ca de un soi de utopie existențială. Da. Dacă o piesă de teatru este lucrată de un regizor, da, așa cum o faceți dumneavoastră, da, și o descrieți, da, și rezultă un moment de perfecțiune în, da, care distanța dintre personaje, da, ce spun, da, perfecțiunea care vine dinspre autor, da, și așa mai departe, creează un moment de o epifanie, o da frumuseție, da, și așa mai departe, am putea și noi în viețile noastre, dacă am fi cu minte și cu suflet, să trăim perfect. mai dificil. Da, utopie. Da, da. Dar m-a lovit ideea asta. Da. E cu putință omului care știe lucrurile să trăiască perfect? Nu. Nu. Nu, că intervin atâtea mărăcini. Dar regia mea este... Curios, regia mea este și un rezultat a foarte multor mărăcini care s-au prins pe pantaloni. Pe pantalonii mei. De pildă, scena pe care am făcut-o pentru Furtuna avea niște sertare mici, da? Ne descrieți scena cum era? Era un pătrat, dar cu o grosime de 20 de centimetri și în grosimea erau niște sertare. Într-unul din sertare este scos, puțin desfăcut, și este un lucru de mână cu un ac înăuntru. Probabil că nu l-a văzut nimeni. Dar eu l-am pus acolo. Și de ce l-am pus? Pentru că era imediat după când s-au deschis studiourile Buftea, mi s-au dat cheile Palatului Știrbei de la Buftea. Și împreună cu un recuziter am deschis
vila aceea, palat al Știrbei, și am descoperit că a fost un interior din care oamenii au fost goniți în jumătate de oră. Și erau paturi desfăcute, cărți deschise cu semn de carte, scrumieră cu țigări, cafea cu zața, nu știu de câte luni acolo. Asta când era? Cred că 40-50, așa ceva. Și batista aia cu acu în ea pusă în decor era un scăete prins pe sufletul meu de când am văzut vila aceea. Și râul de sânge care înconjura scena? Era undeva filozofic, dacă vreți, sau gândind despre omenire care îți arată că efortul omenesc, că acolo erau tot felul de lucruri, dacă țineți minte, cutii de conserve, o cască germană, Mona Lisa, o armură, o fotografie a lui Goethe și alte, și mașini de scris și cărți care susțineau scena. Și era cultura care iese sau care plutește pe o mare de sânge. Sau se scufundă în sânge, da. Ciulei, premiul de la Cannes v-a consolidat poziția față de autorități? Adică cât puteați îndrăzni? În ce măsură erați în anii aceia de după stalinism? Nu știu. Eu întotdeauna am fost foarte stângaci cu politica, ca să spun așa. Și nu cred că m-a influențat cu nimic, nici în relație, nici... Ați condus un teatru, asta nu însemna o poziție care era în vizorul direct al regimului? Da, am condus, am încercat să-l... și am și reușit în mare parte să fac un teatru foarte bun. Și am adus actori foarte buni în teatru, pe care nu-i găsisem înainte, nu pe Caragiu, pe... Și la Patrick. Da. Și alții, Ciubotărașul. Au venit și Moraru și Dinică, mare actor. Ați avut o echipă de actori formidabilă. Extraordinar, da. Absolut extraordinar. Eu când am deschis ochii pe lumea publică, a culturii, la începutul anilor 70, Bulandra era numele. Da. Era... Da, a fost foarte, foarte, foarte bun actor. Foarte mulți bun actor. Dar coeziunea echipei, calitatea repertoriului, da, noutatea montărilor, asta venea de la dumneavoastră. Într-un fel, îngăduim absolută independență regizorilor. De pildă, Esnic a pus acolo nepotul Rameau, nu? Care a făcut vâlvă teribilă. Da, am văzut spectacolul în repetiția generală, eram singur în sală și am plâns de la început până la sfârșit. M-a impresionat extraordinar. Tocmai el nu s-a purtat prea frumos. Da. Nu. Nu. Dar... Lucian Pintilie a montat Pintilie, la dumneavoastră. Da. Așa,
Așa ați și fost demis din conducerea teatrului. Da, da. După spectacolul cu revizorul de Gogol. Cea mai frumoasă imagine scenică pe care am văzut-o vreodată între scenografie și regie și este o imagine făcută de Lucian Pintilie cu Boruzescu la Livada cu Vișin, la Arena Stage la Washington. Era începută eventual în mintea lui Pintilie un actul 2 din Livada cu Vișin se întâmpla aici într-un lan de grâu. Acolo nu era așa, dar sfârșitul, când Firs rămâne singur, valetul Firs rămâne singur și spune: m-au încuiat în casă proști. Sunt bătrân acum, sunt bătrân, trebuie să mă odihnesc, sunt prea obosit. Am trăit atât că am luat în fiecare zi o lingură de ceară. Da, sunt foarte obosit, trebuie să mă odihnesc. Și se întinde jos pe scena goală de scânduri și încetul cu încetul mai zice: sunt obosit. Este necat într-un câmp de grâu. Adică din scenă iese grâu și le neacă. Suntem țărână în țărână ne întoarcem, da? Și a fost cea mai frumoasă imagine vizuală pe care am văzut-o vreodată într-un spectacol. Deci și Pintilie a fost un mare regizor care a lucrat la Bulandra. Putem vorbi aici de o școală în teatru? S-a întâmplat ceva special în anii 50, 60 ori 70 cu teatru aici în țară? S-a întâmplat, au fost multe talente. Nu cred că a fost un schimb de contacte între noi, dar undeva ne stimulam reciproc, probabil. Că a fost și Penciulescu, un deosebit de bun regizor, și Pintilie, și erau Giurchescu, era interesant. Deci a fost un val de regizori cu vreo 10 ani mai tineri ca mine care au făcut multă școală. Și de actorie și au continuat să dezvolte regia românească. Și cred că a fost un moment foarte important. E interesant ce spuneți, că acești regizori se stimulau reciproc, da, dar ei între ei nu comunicau. A fost un articol în New York Times, la un moment dat. Credeți că capitala mondială a teatrului s-a mutat la București? În timpul ăla. Da. Asta exprima ceea ce se vedea din afară, da, că enorm de multe talente, da, sunt active, da, în mod inovator, da, aici. Da. Dar într-un regim comunist. Da. Da. N-ați interacționat cu cenzura, cu presiunile? Ne mai certam. Și puneam câte un cal alb, știți ce aia? Nu. Nu? Puneai, adăgai niște cârlige sau, cum se spune, goange, care erai sigur că ți le va tăia. Le puneai în adins. Le puneai în adins ca să... El să aibă sentimentul că a făcut ce trebuie. A făcut și că nu scoate ceea ce crezi tu că e bun. Așa se spunea. A băgat un cal alb. Cai albi care... Atrăgeau atenția. Da, da, dar ei nu mai apăreau în montările, în străinătate, să zicem. Nu, nicăieri, nici aici. Da. Se scotea. Nu? Adică se cenzura. Când ați plecat prima oară cu o piesă în străinătate? De pildă, în Furtuna
singura cenzură care a fost era că când striga Caliban libertate, 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 să nu strige de 4 ori, să strige numai de 2 ori. Cântam. Care e primul spectacol cu care ați plecat în străinătate? Primul spectacol, cred că a fost Azilul de noapte. Prima oară când am făcut și ne-am dus la Budapesta și acolo l-am întâlnit pentru prima oară și ultima oară pe Tudor Arghezi. Și Tudor Arghezi mi-a spus: vai, domnule Ciulei, ce onoare este să te cunosc. Și am spus: maestre, de data asta dați-mi voi, onoarea este de partea mea. Și s-o împărțim pe din 2. Și pe urmă am fost în Uniunea Sovietică cu opera de 3 paralițe, minte, și cu alte spectacole, nu mai știu exact. Și pe urmă ne-am dus la... Mare succes a fost la Florența cu Danton și al doilea an cu Leon și Lena și Rameau. Mare succes la... în Scoția, la Edinburgh, cu Leon și Lena și ale Carnavalului, a lui Pintilie. Și au mai fost turnee în Germania. Cam astea au fost marile. La Paris a fost, cred că, Scrisoarea pierdută și... Care e piesa la care vă gândiți cu cel mai mult cred drag? Că cel mai mare succes al meu a fost moartea lui Danton în Germania. Când am pus-o, Leon Sărbine a fost mare succes, a jucat în... Și în țară, și în Statele Unite. Și în Statele Unite, și în Canada am pus-o în scenă. Și în Australia ce ați montat? În Australia am montat Azilul de noapte. Și tocmai am trimis și interpretului care a fotografiat aici cartea și mi-a trimis o scrisoare foarte frumoasă înapoi. John Bell, mare actor shakespearian. Moartea lui Danton la Berlin a avut 63 de cortine numărate de inspicient. Au fost de ceea ce zice, inspicient înseamnă regilor de culise la noi. Și, 63. Da. Și a fost mare, mare, mare succes. Cel mai mare succes care l-am avut în străinătate. Ați avut și un mare insucces? Da. Mare insucces am avut cu Macbeth și pe bună dreptate. Că am greșit decorul. Nu corespundea, deși a luat... Decorul a luat premiul ca decor, dar legat de piesă, a luat premiul Uniunii Artiștilor aici în țară. Și când am reprodus-o în Germania, tot spectacolul la a fost huiduit, poftim. Tot la Berlin. Tot la Berlin, imediat după. După un an. Și am avut dreptate pentru că spectacolul era greșit, complet. Am încercat să explic totul în piesă, într-o piesă în care important e tocmai aburul inexplicabilității, să spun așa, al vrăjitoriei spectacolului. Și am greșit spectacolul. Și, deci, pe drept cuvânt am fost... Este o situație... După asta am pus Pescărușul, care iarăși a avut mare succes. Asta e o situație foarte semnificativă, în care în sine decorul este perfect, da, dar pentru piesă e un eșec. Nu corespunde. Și anume este cauza eșecului. Da. Și undeva îngrădea, geometriza spectacolul. Or, nu se poate geometriza un vis. Un vis are aburul lui, nu? Are... Mai ales un vis criminal. Da. Ca Macbeth. Da.
Ați pomenit de un mare actor shakespearian. Da. Ați cunoscut o mulțime de actori din multe generații. Da. Când vă gândiți la vârfuri, da, dintre actorii noștri, da, pe cine evocați în memorie? Din, pe cine am apucat eu ca tânăr copil și eram, vorba, îmi cădea bărbia de admirație în fața lor, era Manolescu, Ion Manolescu și Bălțățeanu, Nicolae Bălțățeanu. Era fantastic. Ce era atât de extraordinar la ei? Intuiția, gânduri. Găsiseră centru de atenție. Da. Pentru fiecare... Și care beneu cu un vers foarte frumos. Și gândul măcinat de gânduri. Și multitudinea de gânduri care, și rapiditatea de schimbare de la un gând la altul care se întâmplă în creier, să pot să exprim prin ochi, prin față, prin mușchii feții, prin corp, prin... Asta înseamnă să fie actor mare, nu? Și în generația care a urmat a fost sigur pentru mine George Constantin cel mai mare și acum poate este Rebenciuc. Și între actrițe? Între actrițe acum nu prea știu, dar Olga Tudorache este o actriță de mare talent, sigur că da. Și eu pentru cea mai mare actriță cu care am lucrat eu a fost Claude Bertola. Aș vrea să citesc ce spuneți despre ea. Am jucat, vorbiți de piesa Pescărușul lui Cehov, am jucat rolul lui Constantin Treplev în 1949. Claude Bertola juca atunci rolul Ninei. Nu voi uita niciodată felul în care spunea celebrul monolog din ultimul act, când striga: sunt un pescăruș. Am văzut de multe ori pescărușul în diferite spectacole, dar sunetul dureros al acestui monolog, așa cum era interpretat de Clodi, nu l-am mai reauzit niciodată. Am lucrat cu multe actrițe din multe țări și pot să spun. Clodi Bertola a fost cea mai maleabilă actriță, realizând cel mai iute indicațiile dificile pe care le dădeam, depășindu-le cu personalitatea ei artistică, împlinindu-le cu talentul ei. Cea mai mare actriță cu care am avut fericirea să lucrez vreodată a fost Clodi Bertola. Așa e, da. Și evocați un alt spectacol al ei. Da. Omul care aduce ploaia. Da. Omul care aduce ploaia, în care spuneți, în rolul principal era distribuită Clodi Bertola. Clodi era minunata Lizzie, juxtapunând comicului de situație emoția adâncă. Clodi a extins asupra rolului metafora piesei, trecerea de la seceta pustiitoare la ploaia fecundă. Când fata ofilită își descoperă farmecul de femeie, scena capătă incandescență și o făcea pe Clodi să devină deosebit de frumoasă. Ce greu e pentru o actriță să spună pe scenă: sunt frumoasă, sunt frumoasă, și să convingă publicul într-o clipă că e adevărat. Că dacă nu-l convinge, e dezastru. Într-un asemenea moment, regizorul nu poate ajuta cu nimic. Numai capacitatea interpretei de a aduce o lumină interioară de puritate, de forță poetică, poate da acoperire, credibilitate unui asemenea moment. Numai atunci, spuneți, trăim minunea teatrului. Iar Clodi Bertola o făcea. Da. Sigur. Mi-ați evocat ultima ei apariție scenică. Da. În Gin Rami. Da. Gin Rumi. Da. Aproape, era aproape, nu mai vedea aproape deloc, ea a avut macula degenerare maculară la ochi și juca rolul, învățase traseul așa prin pipăind câte un scaun, câte o... Și totuși a jucat formidabil și cu 5-6 intenții pe fiecare frază. Ce înseamnă asta? Adică fiecare gândul care șlefuiește cuvintele, da? Așa cum descrieți, rezultă că filozofic vorbind, actorul, da, este perfecțiunea omului.
Pentru că omul joacă prost o scenă, o piesă care e viața lui. Iar actorul concentrează în mod perfect, da. Actorul de geniu, vreau da. Să zic. Imaginea da. Unei vieți, da. Reproducerea, da. Pe Jenny Acterian ați cunoscut-o? Da, sigur, am... A făcut parte din colectivul Odeon cu care am lucrat la început și a fost și la Teatrul Bulandra, a lucrat un timp niște piese, ca regie a făcut. Întâi a fost asistentă de regie, apoi m-a pus și în scenă. Ce fel de om era? Era talentată? Că de inteligentă era briliant de inteligentă. Era foarte inteligentă, o foarte bună sfătuitoare. Nu știu cât era de talentată, nu pot să spun. Că n-am văzut suficient ca să spun. Pentru generația mea, apariția jurnalului ei da. A fost o revelație. Da. Și al ei și a fratelui, al lui Arșavir. Arșavir, da. Foarte frumoase amândouă. Ce familie, Haic. Da. Și da. El era da. Foarte talentat, da. Da. Mort pe front. Da. Arșavir. Da. Și Jenny. Da, da. Pe Marieta Sadova ați cunoscut-o, soția lui Haic. Sigur, am lucrat foarte, foarte mult. Am lucrat foarte mult cu ea, cu Marieta. Și condusă de ea ca actor și am fost și scenografie la foarte multe spectacole. Da. Scenografia a fost partea cu care m-am ocupat foarte mult neavând voie să fac regie, nu? Și de-aia am făcut foarte multă scenografie. Și pe urmă, când am început să fac regie, îmi făceam de foarte multe ori eu însumi scenografia. N-ați evocat deloc filmele. Da. La început, primul meu contact cu filmul a fost cu... Am fost distribuit în sat la noi de Victor Iliu și Jean Georgescu. În 1951. Cred. Să poate. Și în sat la noi. Da. Filmele în care un rol foarte ciudat de negativ, jucam un chiabur care omoară pe cineva. Suntem în plin realist socialist. Da. Țin minte că m-a oprit un taximetrist pe scenă și mi-a zis: a, dumneavoastră, sunteți Dumitru cu cuțitul. Dar și Iliu s-a uitat la mine cum veneam în spate la aparat și mă uitam să văd cum se face cadru și a început să-mi dea cărți. Mi-a adus cărți de scenografie. Mi-a adus o carte scrisă de băiatul lui Cordon Craig, de un oarecare Edward Carrick, fiul, se pare, care a fost scenograf la noi, la Hollywood. Și mi-a adus cartea asta de cum se face scenografie de film și Jean Georgescu mă tot lua și îmi spunea: uite, știi de ce fac eu asta așa? Uite, pentru că el nu știa să explice. Pentru că înțelegi, nu? Da, înțeleg. Și înțelegeam, că nu știu, exprima prin gesturi sau așa. Dar era formidabil. Și m-au văzut pasionat, adică, și pe urmă, Iliu m-a luat asistent la Marea cu Noroc. Am și filmat câteva secvențe, că el plecase în India, așa am făcut câteva secvențe, chiar și eu un film. Că eram asistent secund și după aceea am avut ocazia să încep să capăt ocazia să fac un film pe un scenariu foarte dubios, Erupția, filmul. În 57. Da, dar l-am
Am zis, trebuie să bag piciorul să țin ușa deschisă. Și așa am intrat ca regie de film. Și după aceea am făcut Valul Redunării, unde am și jucat și Pădurea Spânzuraților, care cred că e, sigur, opera reprezentativă ca în cariera mea cinematografică. Și e în carte o poză din ultima scenă din film, scena între Rebenciuc și Seleș. Și da, asta. Și de pildă criticul, istoricul de film Jean Sardou a spus că scena e sublimă. Sau alții au spus cea mai frumoasă scenă de iubire din festival la Cannes, când am luat premiu. Și scena era era o singură replică în scenă. Ea să-i spunea, stai jos și mănâncă. Asta e singura replică. Încolo era pâine, vin, bărbat, femeie și privirile. Viață, moarte. Concentrată în această imagine. Și cred că e cea mai reușită scenă care am regizat-o vreodată. Și a rămas înregistrată. Noroc că a rămas înregistrată. Da, da. Sunt înregistrat cu piesele dumneavoastră de teatru? E o înregistrare cu scrisoarea pierdută, dar cu o a doua distribuție, nu cu prima distribuție, adică nu cu Toma Caragiu și Rodica Tapalagă, ci Victor Rebenciuc și Mariana Mihuț, pe care n-am făcut-o eu această a doua distribuție, a făcut asistentul meu, Dorin Dron, când eu eram plecat. Și nu zic că e prost, dar nu e chiar mâna dumneavoastră. Mâna mea. Și există un clip de viață, cred, dar nu l-am mai văzut. Filmat destul de prost, alb-negru, la televiziune. Cred că există. Încolo nu sunt spectacole. Am făcut un spectacol cu scene din cariera lui Clodi, tot alb-negru, filmat la televiziune cu diferite scene din diferite roluri. Cum vă priviți viața, domnule Celăi? Am fost cam ocupat, ca să spun așa. Am lucrat mult și mi-a făcut plăcere. Vă gândiți ca un ghinion? Iertați-mă că vă spun, dar sigur că a fost foarte greu, că lucram ca director de teatru, ca actor, cu regizor și seara trebuia să lucrez ca scenograf. Lucram până noaptea târziu. Că altfel n-aș fi acoperit toată. Asta a fost muncă multă. Dar mi-a făcut plăcere. Lucrez cu mare plăcere. Cu Pornoschi împreună când lucram, de pildă, îi spuneam, nu crezi că? Și el spunea, da. Adică ne înțelegeam fără vorbe. Vorbeam foarte puțin, extrem de puțin. Dar că avem un fel de... ne înțelegeam din vârful creonului. Cu el și cu ceilalți actori? Cu actorii, cu unii mai bine, cu unii mai puțin bine, da. Și acum, după ce s-au scurs anii, da, privind dumneavoastră în urmă, am avut un moment cred că a fost de inovație în... Nu știu dacă a fost de inovație așa cum a fost cum vorbeam de un Apia sau de un Cordon Craig sau așa, dar cred că a fost un moment de interpretări foarte, foarte interesante, foarte adecvate textului,
exacerbând valorile textului și care a impresionat foarte mult în sănătate. Vreau să le vin puțin la scenografiile dumneavoastră. Am în față ceea ce mi-a spus înainte de emisiune că a constituit cel mai dificil decor pe care l-ați făcut vreodată. Dificil de desenat. De desenat în construcție, pentru că era în perspectivă forțată. Înclinat. Înclinat și rotund. Și rotund. Și atunci a fost, detailierea lui a fost foarte, foarte dificilă. Am trebuit... Ce este uluitor aici? Da. Astea sunt schițele. Da, da. Una din schițe, că am decorul, are foarte multe. Foarte multe, da, schițe. De după care... Danton, când am pus în Germania, am avut 101 planșe. Făcute de dumneavoastră. Făcute de mine, că acolo am făcut eu decorul și tâmplarul n-a vrut să mă lase să intru în tâmplărie. A spus să înțeleg tot. Erau așa de precis desenate. Și o singură dată a venit roșu la față și nu înțeleg asta. Și n-ai cum să înțeleg că e un cârlig. Și asta trebuia văzut dintr-o parte, nu din față, cum l-am desenat. Dar când a vrea să aducă decorul pe scenă, mi-a zis, viu, la ce oră să viu eu? Că, pe veniți la... Dacă începeți repetiția la 11, veniți la 10:30. Și la 10:30 m-am dus și era decorul pe scenă ca la premieră. Extraordinar. Da. Ne-am. Și nu m-a lăsat să viu, da. Dar am multe, de pildă... Am ținut asta în mână? Decorul ăsta s-a construit, era pentru Chicago, dar s-a construit la San Diego. Deci eu n-am fost în atelier. Și a venit și a fost pus pe scenă așa cum l-am desenat. Dar de aici s-a plecat. Asta este un desen pe hârtie neagră. Da, da. Este un pastel. Este un pastel pe hârtie neagră. Da. De aici s-a plecat. A trecut prin asta. Nu, a trecut prin asta întâi. Asta e macheta. Macheta. Formă prin asta. Și s-a ajuns aici. Da, da. E ceva... Travaliu. E o muncă, într-adevăr, extraordinară, da. Dar și un travaliu, în sensul nașterii. Da. Cu dificultățile și riscurile ei. Asta e valabil pentru orice fel de scenograf sau... numai pentru unii care au trecut prin arhitectură ca dumneavoastră? Nu, cred că pentru toți, da. Dar unii merg mai pictural, alții merg mai arhitectural. Da. Cât de mult se poate obține din decor? Pentru că am văzut decoruri precise, ca cel pe care l-ați evocat la Berlin, cel care a provocat în Macbeth, da, care a provocat căderea piesei, da, care este geometric, extrem de precis. Masiv. Până la decoruri care nici nu știi din ce sunt făcute. Da. Atât de aeriene, de diafane sunt. Ați menționat decorul de la Pelease Melisande, care este la sfârșit aici. 228. Nu. Imediat după asta. După unde aveați pagina deschisă? Nu, aveați pagina deschisă. Imediat. Așa, da. Da. Decorul de la Pelease Melisande. Da. Cum se face așa ceva? Cum se obține o asemenea materie? De pildă, aici era o fereastră foarte mare, 20 de metri pe 12, care era înclinată pe la 45 de grade. Fereastră? Da. Adică fier, ramă de fier și înăuntru geam, dar numai că era din plexiglas, da, geamul. De-aia se văd niște deformări, puțin că plexiglas s-a lăsat un pic. Da? Deformări pe care le-ați, da, intenționat, pentru, da, că sunt de un efect poetic, da, formidabil. Da, da. Și dacă vreți să dați înapoi... Da. E tot fereastră. Da, fotografia cu roșu. Prima. Asta. Vedeți? Aici sunt niște dungi roșii. Asta nu existau în decor. Ci pentru că ele sunt reflecția
covorului roșu de jos. Și covorul era negru și încetul cu încetul se trăgea, se și devenea rula roșu. Și devenea graduat, devenea roșu. Devenea roșu. Și atunci roșul ăsta curgea jos într-un moment de enunțare de crimă. Deci este o idee, un simbol, nu? Da. Iar mai departe, dacă mergeți, mai departe, vedeți, aici este în schiță gândită lumina și realizată de light designer, lighting designer, cel care desenează lumina. Și aici la fel, gândită și pe urmă realizată. Da. Dar e gândită din schiță, deja. Da, asta este, uitați, ce aici? Da. Schiță, da. Sus și realizare. Da, da. Adică trebuie să știi de la început, nu? Că de multe ori trimeți decorul și nu ești prezent. Asta e formidabil. Deci să vezi lucrurile astea. Da. Mai am un decor. Și asta care dă și asta, coperta. Asta e întâmplare. E întâmplare? Da. Da, e formidabilă. Da. E ca zbor de păsări sau valuri. Sau e foarte debussian. Da, da, absolută da. Întâmplare. E reflexul ăsta. Știți cum e? Dacă te apuci de lucru, îngerul care te asistă te ajută. Dacă nu te apuci, nu te ajută. Așa că v-a ajutat. Da. Și vreau să vă mai arăt un... Da. Da. Asta este... Cum v-a venit ideea acestui decor? Ăsta e la Prințul Igor. Da. E cumva continuarea unui decor pe care vi-l arăt... Care e mai puțin mai încolo. Cu o turlă răsturnată de biserică. Așa. La... Tot la bisericii, numai că e pus orizontal. Da. Era o biserică cu trei turle. Când te uiți în sus, vezi cele trei turle și ăștia erau pandantivii turlelor. Pandantivul unește face posibilă rezistența. Da? Da. Și asta, asta e când o privești în sus. Eu am culcat-o pe scenă. Și se vede aici. Se vede aici și critica e destul de interesantă ce scrie respectivul. La, din International Herald Tribune, William Weaver da. Scrie că Lady Macbeth e un fascinant succes. Decorul creat de Liviu Ciulei, care este de altfel și regizorul spectacolului, e absolut magic. O construcție uriașă, dar nu greoaie, din lemn masiv nevopsit, care se poate roti ușor, îngăduind schimbarea locurilor de joc de la un hambar spațios la dormitorul Caterinei, montat pe un inel de turnantă. Cu mobila masivă a veacului al XIX-lea sau în final, către un fel de loc vast al nimănui, un spațiu infinit al Siberiei, pe care o să-l arătăm acum, un spațiu al sinuciderii și al morții. Încă o fotografie. Și pe care aici. Vedem aici. Da. Într-adevăr. Da. Da. Extrem de spectaculos. Da, da. Și a fost foarte bun. Dar asta este o operă de prestidigitație. E un fel de a te juca cu... S-a întâmplat un lucru interesant. Eram la Spoleto, tocmai avusesem premiera și m-a oprit pe stradă un domn. Și asta era în 80, da? Și îmi spune, dumneavoastră sunteți domnul Ciulei, scenograful italienește vorba. Scenograful și regizorul spectacolului, da. Eu zic, da. Și vreau să vă spun că spectacolul dumneavoastră și decorul este excepțional. Și eu vă mulțumesc mult, dar cine sunteți? Marius Campi. Și am făcut o pauză mică. Dumneavoastră sunteți scenograful lui Visconti. Zic, da, dar de unde știți? Zic, ei, știți că noi după cortina de fier ne mai intră câte ceva pe sub ușa așa și mai aflăm niște lucruri. Am aici un citat din Orson Welles, într-un interviu din 1971.
în care spune că stigmatizat, blamat și condamnat să port probabil toată viața povara pasiunii mele pentru Shakespeare, nu puteam nimeri nici la București într-un cadru de excepție. Spun de excepție pentru că Shakespeare se joacă peste tot. Dar subliniez de excepție pentru că Liviu Ciulei mi-a oferit poate cel mai original și autentic ca sevă Shakespeare din cei câteva sute pe care i-am văzut și pe care în lunga mea carieră de ziarist și regizor i-am înghițit volens nolens. Nu regret și mulțumesc lui Ciulei pentru spectacol, deși cred că avem concepții destul de diferite privind dramaturgia marelui englez. A realizat un spectacol uluitor, vă jur, și dacă văzând cum vă place n-am dormit o noapte, este pentru că Ciulei și echipa lui sunt o orchestră de mare clasă, capabilă să creeze, cu majusculă. Da. As You Like It a fost extraordinar. Da, da. Un spectacol formidabil. A deschis, ăsta e un spectacol care a deschis în teatru, dacă vreți, o eliberare către... Suntem în 1961. Da. O eliberare... Și costumele sunt foarte frumoase, desenate de Oroveanu, după Botticelli, da, vedeți? Clar. Și... Da. Primavera și... Clodi Bertola. Da. Primavera și... Era acolo Ileana Prădescă. Da. Da. E un spectacol care a deschis posibilitățile de limbaj teatral specific și decorului și mulți regizori au fost influențați sau au fost deschizători de drumuri. Asta a fost un lucru important. De-aia consideram cel mai important spectacol pe scene românești făcut de mine. Sunteți de o modestie extraordinară. Mai vreau să arăt un acesta este foarte austerul decor de la Macbeth. Da, da. Cel care a produs căderea piesei. Dar este unul foarte interesant la Viteazul, da, de Paul Angel, o piesă de care nici n-am auzit, regizată de Maria Sadova, în care scenografia dumneavoastră a fost conceput în acest mod. Da, erau 12 cumpăne și un fel de covată. Aici, vedeți, puțin. Și astea, schimbându-și înclinația, dădeau atmosfera scenei. Adică... Când cumpăna e pusă în jos, e înfrângere. Da. Aici stare de agresiune, război. Război. Aici victorie. Confuzia războiului, da. Victoria și gloria. Triumful. Deci mai erau și altele. Erau salon și... Mai erau și alte posibilități. Sau ca cum e prima imagine, e ca o sală cu cupolă, nu? Da. Vedeți? Da. Da. A fost un decor inspirat, ca să spun așa. Albumul cu care am evocat viața dumneavoastră de creator în teatru și în film. Este un superb album pe care îl prezint acum, la sfârșitul emisiunii, semnat de Liviu Ciulei, cu texte de Liviu Ciulei și Mihail Lupu. A apărut în condiții grafice excepționale la Iglu Profil. Este acest volum care are pe copertă scenografia la Peleasem Elizonde, da. Care este un miracol de frumusețe, da, cel puțin din aceste fotografii care au rămas aici. E un formidabil de frumos album despre o viață care a fost minunată și pe care sunt emoționat să repet că ați sintetizat-o în felul ăsta. Mi-a făcut plăcere. Și mie mi-a făcut deosebită plăcere și vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult.